Deci, vreau să spun, în seara aceasta am fost la o familie necreștină și am văzut pe Digi24, deci astăzi încă suntem în 6 mai 2021, nu? 6 mai, luna viitoare este iunie. O familie necreștină, ortodoxă, care m-a mânat Duhului Dumnezeu să spun că acesta este semnul fiare și este vremea sfârșitului și înainte, după asta, vor veni urgiile și plăgerile și mânia lui Dumnezeu. Și în timp ce căutam să conving pe familia respectivă să se trezească, să nu fie un veșnic prea târziu, imediat a apărut pe Digi24, interesant, în seara aceasta o emisiune exact anume cum sunt disperați ca lumea să primească această injecție, acest semn a fiarei, care bineînțeles cu control total și în toamnă au anunțat deja că vor să facă din nou o schemă care să ducă al treilea să bage în ei injecții, al patrulea, al șaselea, așa cum mi-a arătat domnul anul trecut când eram în Austria și mi s-a arătat că vor fi 7 vaccinuri cu semnul fiare cu nanocipuri de control. După un post de 70 de zile, bineînțeles, continuu, fără întrerupere. Este greu de spus, am avut o putere supranaturală de la Domnul, până la 40 de zile mi s-a făcut aproape rău, după ce am avut iară multă putere și la 60 de zile am văzut în vedenie în Duhul un 7 și un 0 și atunci mi-am dat seama că eu la 70 de zile trebuie să mă opresc, pentru că am spus, Doamne Iisuse, arată-mi ce cu vremea asta și timpul în care trăim. Atât am vrut să știu și o trebuie 70 de zile să duc postul acesta. Deja să știu că sunt botezată prima dată cu Duhul Sfânt și după aceea botez în apă. Și am fost datoare, am spus lucrul ăsta puțin iau în calcul. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, vei lua în seamă și vei ști că este din nou un semnal tras, iar dacă nu, noi nu mai răspundem. Este vremea când se va alege exact cum Domnul s-a scris. Se vor dezbina familii, societate, biserică, absolut tot, pentru că este vremea alegerii. Se vor desparte unii de alții pentru totdeauna. Deci acum este lepădare de credință. Și vreau să spun că o specificat în seara aceasta, puteți să verifica, deci de după ora 7 vă puteți uita până în ora 12, deci spun un interval, să vedeți ce vorbi pe Digi24. Deci erau 3 invitați după 8, poate seara, sau zic după 7, după 8, dar oricum până la 11 noaptea, să zic așa, până la 11 seara, intervalul ăsta veți găsi în arhive dacă este lăsat pe 1 după iunie. Se vor face o triere, mai bine zis. Cei care s-au vaccinat, li se dă voie să se mai plimbe puțin, să fie controlați prin restaurante, oriunde să ducă, să mai cumpere, iar după 1 iunie se vor căuta să facă cât mai mult constrângere asupra celor care nu acceptă așa ceva și dacă vede că nu se vor lua unele măsuri, atunci vor să dea lepede o lege de să oblige. Exact cum ni s-a spus în descoperiri și cum am știut că la început vor fi lumea mințită că nu este obligatoriu. Deci, ca drept dovadă, așa cum a spus omul Dumnezeu Cristian Ionescu, ca semn că este semnul fiarei, deci vine vremea ca să nu te mai poți să-ți ia drepturile. Și, bineînțeles, am înțeles că în Germania de mâine, vineri, se vor da aceste legi ca cei care nu sunt vaccinați să nu mai poată intra în magazine. Sau la un moment dat, numai o dată pe săptămână, iar din casă să nu mai poată ieși decât o oră pe zi sau pe săptămână, nu știu. Deci se vor face niște constrângeri inimaginabile. De asta Domnul spune, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Așa au fost în vremea când martirii au fost omorâți și pe timpul lui Nero. Nimeni nu a venit să spună lui Nero că, uite, nu vrei să ardem pe rug să ucidem acești oameni care îl iubesc pe Domnul Isus, pe Dumnezeu și se închină Dumnezeului adevărat? Nu. Ci au fost aduse hulă, batjocuri și amenințări și minciuni și hulă la adresa lor că nu sunt supuși legilor și guvernului de atunci. Și bineînțeles, prin legile guvernului și a conducătorului care era atunci, creștinii au fost făcuți eretici, fanatici, nesupuși sistemului și conducerii de atunci. Creștinismul a început cu martiraj, se va termina cu martiraj. Eu când spun această mărturie, nu mi este frică deloc, ci toată durerea o am pentru cei din casa mea, din neamul meu, din familia mea și de ce nu cei care
recunosc, care, exact cum spune Domnul, lăsați morții să-și îngroape morții. Deci am intrat în etapa când, cu adevărat, probabil la începutul iunie, se va face o selecție inimaginabilă și am văzut că prima țară care deja este exact centrul nazismului din Europa, Austria, din iunie, de pe 4 iunie, nu vor mai putea, deci numai cu acel pașaport de vaccinare, următoarea etapă este ca să fie controlați că este real și nu este fals acel buletin, pașaport ce le se dă că s-au vaccinat, se vor băga un cod de bare în acel pașaport și codul acela de bare introdus în telefonul lor prin care să fie scanați, iar următorul pas, acum stăteau și spunea, dar de unde știu ei că ei pot să fie verificați că sunt vaccinați sau nu? Și asta înseamnă că rămâne următoarea etapă să fie implementat în ei, să fie siguri, nu în acele, deci absolut totul pe mâna dreaptă sau pe frunte, exact, vi se va băga un chip ca să fie controlați și scanați că acești sunt vaccinați, în ghilimele. Deci acest război este pentru suflete, este război final, sistemul anticrist, slujitorul Dumnezeu, oamenii sfinți trebuie să se ridice, indiferent câți vor rămâne. Știu că Dumnezeu va da putere supranaturală tuturor sfinților, bărbați, femei, copii care vor fi și vor plăti prețul, dar cu adevărat acum este cernerea. Domnul spune, nu te teme, turmă mică, deci turma lui Hristos va fi mică, care va rămâne până la sfârșit. Eu sunt gata, nu mă interesează, știu că puterea supranaturală în timpul morții mi-o dă Tatăl meu și Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Nu contează cum ai început pe calea pocăinței, nu contează cum ai mers, ci contează sfârșitul. De asta spune Domnul, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și vreau să spun, deci se vor accentua foarte mult ceea ce se întâmplă. Mie mi s-a spus în postul de 70 de zile, mi s-au arătat mai multe frânturi în vedenie în timpul nopții, ca niște răpiri. Iar acum vreau să spun ce am văzut în seara asta. În seara aceasta am văzut așa, că am văzut așa din cer, pe Domnul Iisus l-am văzut așa în duhul până la brâu, așa până la jumătate, era cu mâinile întinse amândouă, cu mante așa, și mâna stângă și mâna dreaptă, și într-o dată cu mânie și cu autoritate, era jos, așa cum ar fi asupra pământului, două grupări. Și când m-am uitat în duh, am văzut așa, o grupare. Era o turmă de oi și o turmă de capre și Domnul făcea așa, am văzut în Duh, cum Domnul Iisus dădea așa cu autoritate și se făcea lărgime, adică nu așa un pic despărțite, tot așa cu putere. Oile le dădea mult la o parte și caprele mult la o parte și se puneau între ele o prăpastie, o distanță. Și în momentul în care m-am uitat la turma de oi, ce m-a surprins, m-a străpuns în inima mea, am văzut că oile, unele oi am auzit în duhul, cum behăiau după pui, după pui, cum ar fi oițele sau după celelalte. Știi, când o oaie când desparte de miei, de exemplu, atunci aude acel behăit, că behăi mama, oaia după mielușel. Cam așa ceva am văzut vedenia asta și era așa de îngrozitoare, dar Domnul cu mânie și cu autoritate, dar și cu durere, cumva despărțea așa, așa cu autoritate. Deci asta în vremea asta am intrat. Deci dacă Domnul vrea asta, într-adevăr, am intrat în vremea asta care cu repeziciune. Mesajul acesta, deci, este din seara aceasta, mi-a arătat Domnul, deci, din zona Aradului, din vestul României, ca slujitor al Dumnezeu, ca copil al Dumnezeu răscumpărat, dacă vrei să dai mai departe, poți să dai, dar am intrat în vremea sfârșitului. Deci, cu adevărat, acesta este semnul fiarei. Nu îl spun eu acum, ci au spus zeci de mii de oameni și necreștini și creștini care cu adevărat sunt cu nanocipuri de control și de schimbare ADN-ului. ADN uman este unicitatea, mai bine zis, ești tu însuți, care nu are nimeni voie să se atingă. ADN-ul nostru este sufletul nostru. Noi suntem unici. Nimeni nu are dreptul să se bage în trupul uman decât Dumnezeu. El a pus acolo orice. Acolo este secretul, este taina sufletului. Trupul unui creștin este templul Duhului Sfânt, afară doar dacă abuzează ca martir.
Deci, în momentul în care ei fac asupra trupului, cum au fost ăștia închiși în temnițe și au plătit prețul și chinuit și omorât și au făcut ce au vrut cu trupul lor, într-adevăr, atunci acei slujitori, frați, copii al lui Dumnezeu răscumpărați, au fost martiri. Deci, afară de a veni abuziv oamenii legii sau ceilalți care vor da legi și atunci te ia și te omoară și poți să-ți facă injecții, să te injecteze, te omoară, atunci ești deja pe postul de martir. Deja să spun exact ca să se înțeleagă, cred că ceilalți care vor auzi și mesajul acesta vor înțelege cu adevărat am intrat în ultimele clipe și mi se dă în duhul că nu mai este timp de nimic. Chiar veneam în seara aceasta și cugetam așa și o voce dinăuntru meu, nu mai este timp de nimic, de nimic, de nimic, ci doar de pregătire. Deși fiecare când avem acasă face o curățenie, face o ordine. Doar atâta tot, dacă să ne mai facem plan de viitor, nu mai există pentru noi. De asta cred că din seara aceasta, cei care vor auzi mesajul ăsta sau chiar noi care suntem, mi se dă cuvântul ăsta așteptând și grăbind venirea Domnului. Deci noi avem motiv, cei care știm că avem de plătit un preț, suntem copilul lui Dumnezeu, noi avem motiv să așteptăm și grăbind venirea Domnului. Glorie Domnului, deci acesta este cel mai mare semn că Tatăl, nunta este gata, Osana, aleluia, toate sunt gata și vine mirele curând să-și ia răscumpărații lui pe nori de slavă. După aceea, cu adevărat, chiar dacă trecem prin lepădare de credință, așa cum a spus Domnul, va fi vinerea Domnului, va fi lepădare de credință, dar știm că după aceasta vor veni plăgile și urgiile, când spune că oamenii își vor mușca limbile de durere, iar toți cei care au primit semnul fiare vor fi chinuiți, deci inimaginabil înainte de a muri și de a se duce dincolo în focul veșnic etern care este aruncat diavolul cu ința morților, prorocul mincinos și fiara. Acum trebuie, dragii mei, să știți Apocalipsa pe de roșu, cartea lui Daniel. Asta mi se dă în duhul. Deci trebuie să o aveți tot timpul, să rotiți în capul vostru și să vă gândiți exact etapele care urmează cu repeziciune. Cartea lui Daniel și cartea Apocalipsa. Fiți binecuvântați și Domnul să se îndure de fiecare și să fie cercetarea Duhului Sfânt peste voi, acolo unde sunteți și la fiecare în parte și mila, îndurarea și protecția Domnului Iisus Hristos și binecuvântarea Domnului Iisus Hristos și biruința Lui să fie și să conștientizeze cât mai mulți copii al lui Dumnezeu care au încheiat un legământ cu Dumnezeu să-și ducă mântuirea până la sfârșit, că spune Domnul, cine va lupta până la sfârșit va fi mântuit și e tot Domnul Iisus Hristos ne mai spune ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul și tot Domnul Iisus Hristos spune că celui ce va birui, celui ce va birui și oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde, dar oricine o va pierde pentru Hristos, Domnul, pentru Evanghelie și pentru adevăr, o va câștiga. Amin, amin, amin.